stâncile abrupte ale Orheiului. Într-un loc parcă ascuns de lume, am găsit acel monument hidrologic pe care locuitorii din apropiere îl numesc cu mândrie Perla Orheiului. Ne aflăm în satul Jeloboc, raionul Orhei, un sat micuț din Republica Moldova, care se află pe malul râului Reut, a cărui populație este de 640 de locuitori, dar care este renumit și ne mândrim cu acest fapt că pe teritoriul lui se află un izvor, izvorul de la Jeloboc, așa se numește, a cărui debit constituie 150 de litri pe secundă. După cât știu, este unul dintre cele mai puternice izvoare, nu atât din Moldova, cât chiar și din întreaga Europa. 30% din debitul acestui izvor asigură cu apă potabilă peste 32.000 de locuitori. Izvorul de la Jeloboc, cu a cărui apă se alimentează satele Piatra, Jeloboc, satul Pocărnișeni și parțial orașul Orhei. O apă foarte gustoasă, deosebită de celelalte ape, chiar și din fântânile din sat. E un izvor cu apă cristalină ce izvorăște din inima pământului. Izvorul izvorăște din pietrele. El cu adevărat este un râu subteran. Nu știu cât e de lung, dar e râu. Cu adevărat e râu. Echipa Asfalt de Moldova a rămas impresionată de cantitatea enormă de apă ce curgea neîncetat printre pietrele stâncii și care ajunge până la râul Reut. În timp ce noi admiram frumusețea locului, altcineva pusese stăpânire pe microfonul nostru, rămas fără supraveghere. Noua reporteriță, să zicem așa, nici de gând nu avea să ne-l întoarcă. Deci interesat. Încă mers, o leacă fi la șerchi ies. E, poate fi dulce somnul, nu zic. Dar când am început să-i povestim cu Coanei cum se muncește la Jurnal TV, a spălat putina. Noi însă, curioși de fire, am continuat să acumulăm informație despre izvorul din Jeloboc. Se spune că circa 80 de ani în urmă, debitul acestuia era cu mult mai mare, iar casa părăsită de lângă izvor a fost pe timpuri o moară de apă. Este foarte bătrân. Prin anii 70-80, când erau tineri părinții noștri, eu știu că veneam și aici, în stâncile acestea, mamele spălau rufele, stăteau în apă până la genunchi și spălau rufele. Când aici, când izvori s-au fost, unii doi oameni, o familie străină, de totuși de alțat. Și au chitit izvor și l-au început să construiască. Asta undeva, nu știu, spune misiuni, putem să spun bătrâni, 80 de ani în urmă, 90. Din stâni curgea și l-au făcut moară și furceniu, Jeloboc, cu piatra, veneau și mașinau făină. Moară de apă. De ce moara nu mai funcționează? Din prostia omenească. Uneori oamenii chiar nu prețuiesc ceea ce au. Moșneagul a fost ridicat în Siberia și aici a locuit alt om. Și în timpul ăsta, când am trebuit acela să vii înapoi, acela l-a luat și o distrustat. Și moșneagul a vrut să facă. Și nu a avut putere, nu a avut. Astăzi însă izvorul face parte din monumentele hidrologice ocrotite de către stat. Îngrijit și curățat la timp, apa acestuia este o adevărată sursă de sănătate.